La sala polivalentă de 5.000 de locuri din municipiul Suceava au fost montate primele prefabricate și s-a continuat turnarea pereților care fac legătura între demisol și parter. Indiferent de condițiile meteo, pe șantier lucrează zi lumină peste 70 de muncitori. Primarul Sucevei Ion Lungu a precizat cu acest prilej că în prezent municipiul Reședințe de Județ are cea mai mare sală polivalentă din Moldova. Vreau să vă spun că acolo lucrările merg foarte bine, deja e la corpul C1, acolo unde este terenul de antrenament, e conturată, mă rog, clădirea, scoți pereții, scările, este o delimitare clară între demisol și parter, deci lucrările merg destul de bine, s-a lucrat toată luna decembrie, s-au turnat pereți, plăci, asta se întâmplă și în aceste zile, pe lângă faptul că s-au montat primele grinzi, s-au turnat pereți în continuare și sunt pe șantier peste 70 de muncitori, se lucrează destul de bine și eu sunt mulțumit. Să nu-i de ochi, cum se spune pe românește, s-a lucrat foarte bine și în luna noiembrie, decembrie și în luna ianuarie s-a lucrat permanent, chiar dacă au fost sărbători, chiar dacă a fost frig afară, ger, s-a lucrat bine. Eu sper că, sigur, nu putem da în funcțiune în acest an sala polivalentă, conform contractului dat ai 24 iunie, ar trebui, 17 iunie, pardon, 2024, dar faptul că, așa cum se știe, noi acolo am schimbat soluția de încălzire, am mai întârziat 3 luni de zile aprobările de noua indicatorilor la Compania Națională de Investiții. Una peste alta, încă o dată spun, sunt mulțumit de modul cum se lucrează acolo, felicită firma care a lucrat și în condiții vitrige și eu zic că până la sfârșitul anului nu o să fie dată în funcțiune, sunt și dotări, sistematizări, dar va fi ridicată pe românește, va fi dată la roșu. Și vreau să precizez că este cea mai mare sală polivalentă din Moldova. Astăzi, deocamdată, nu este sala mai mare aprobată. Încearcă Iașu să obțină o aprobare de sală polivalentă, deocamdată nu a obținut. Deci, cea mai mare sală polivalentă din Moldova se construiește azi la Suceava.